Ziua Mondială a Apei, sărbătorită anual pe data de 22 martie, a fost marcată astăzi și la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu din Zalău. În pauza mare, elevii și cadrele didactice ale școlii au făcut front comun și, îmbrăcați în ton cu culoarea apei, au decis ca de azi să aibă mai mare grijă de acest bun comun dăruit de natură. Sub motoul "Apele noastre curate sunt izvor de sănătate, să păstrăm apele curate", elevii școlii și-au petrecut pauza mare într-un alt mod. Au lăsat jocurile din curtea școlii și, îmbrăcați în albastru cu baloane în mână, s-au înarmat cu pancarde pe care au inscripționat mesaje de încurajare a protejării naturii. Astăzi am desfășurat o activitate în cadrul concursului Ecoprovocarea. A marcat Ziua Mondială a Apelor, care se sărbătorește pe data de 22 martie. În fiecare an această sărbătoare are un mesaj, iar mesajul nostru al școlii este următorul: mesajele noastre curate, apele noastre curate sunt izvor de sănătate, să nu le poluăm ca să le avem. Activitatea a constat într-o înstrângere a tuturor elevilor, într-un careu, fiecare purtând ceva albastru, un simbol. Fiecare clasă a avut baloane, iar mesajul lor a fost printr-un steguleț, printr-o pancardă, printr-un eseu, știu eu ce altceva, stegulețe, iar am avut invitați reprezentanți ai companiei de ape române, care au avut și ei un mesaj, un gând bun. Am mai avut acțiuni cu această companie pe tema apelor. Acțiunea de azi a avut ca scop conștientizarea elevilor asupra importanței pe care o are apa, precum și aducerea în prim plan a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținere, valorificarea și protejarea surselor de apă. Am încurajat ca scopul activității să fie marcat și să conștientizăm problema stringentă a faptului că resursele de apă sunt epuizabile, că sunt zone inundate multe în lume sau zone care suferă din lipsa apelor, iar noi, prin glasul nostru, să învățăm, să oriunde ne aflăm, în gospodăria noastră, în școală, în vacanțele noastre, să știm să economisim și să știm să iubim și să fim alături de ziua ei. După acțiunea de azi, elevii și profesorii școlii intenționează să demareze activități de igienizare a râurilor din Zalău, vizate fiind acele locuri care prezintă un grad ridicat de poluare.